una dintre problemele majore ale pornografiei este faptul că creează în mintea celor care consumă pornografie o obsesie pentru anumite părți specifice ale trupului partenerului cu care este implicat în actul sexual. Aceasta este una dintre marile probleme cu care se vor confrunta cei din generația noastră care consumă pornografie la cote absolut îngrozitoare, și anume faptul că în căsătorie ei nu se pot bucura de tot trupul partenerului, pentru simplu fapt că pornografia tocmai asta face. Creează o obsesie mentală, psihică, pentru anumite zone ale trupului, pentru anumite părți ale trupului. Și în loc să te poți bucura de fiecare aspect frumos al trupului partenerului tău, ajungi să fii obsedat doar de anumite părți, ceea ce dovedește în ultimă instanță că pornografia a reușit să creeze în mintea celui ce a consumat-o ideea că partenerul este un obiect sexual.